Deci, teoretic, luând, studiind creația așa și natura și universul și trăgând concluzii logice, extrapolând, după aceea ajungem la concluzia, la presupunerea firească, asupra faptului că trebuie să existe viață extraterestră și pe alte planete. Viață, de fapt, și pe alte planete, care ar fi extraterestră din punctul nostru de vedere. Da. Ok. Personal, luând, ca să aduc și o notă personală în plus, luând în considerare toate aceste lucruri și ce vă spun eu acum, ar trebui să, și gândiți-vă și voi, ar trebui să trageți concluziile fiecare. Nu vreau să spun că dețin absolutul adevăr, dar vreau să spun că mai știu câte ceva, adică nu sunt chiar venit așa cu pluta, merg și eu pe conductă cu pluta și vorbesc ca să mă aflu în treabă cum ar veni, că n-am ce să fac. Personal am avut plăcerea și plăcerea și neplăcerea să constat că există viață extraterestră. Asta nu înseamnă că m-am întâlnit cu un Eti față în față așa și am zburat peste nori. Dar pot să vă spun că există viață extraterestră și benevolentă și malvolentă. Bineînțeles, cred că era logic. Așa cum și oamenii sunt unii buni și unii răi, să zicem, da? Așa și extraterestrii pot fi buni și pot fi răi. De asemenea, pot fi împărțite rasele extraterestre în general, vorbind în malvolente și benevolente, dar este întotdeauna posibil să existe o excepție și să găsești într-o rasă malvolentă o entitate evoluată spiritual care este benevolentă. Dar se pot face clasificări largi. Dacă au intrat și terienii noi, dacă ne-am băgat în acest gen de clasificare, cred că cu siguranță alte rase extraterestre pe noi ne-ar considera o rasă malvolentă. Pentru că suntem o rasă violentă, lacomă și așa mai departe. Nu vreau să intru aici, cred că fiecare poate evalua cam cum s-ar vedea Terra din afara Terei de către niște extraterestri și ne-ar considera niște blânzi și niște contactabili sau niște evitabili. Ok. Acum, despre această denumire Anunnaki. Anunnaki. Am menționat Anunnaki fiindcă sunt foarte multe scrieri, inclusiv articole, etc., etc., cărți, care menționează această denumire Anunnaki. Anunnaki nu este denumirea unei rase extraterestre, de fapt, ci este o descriere a unei rase extraterestre. Anunnaki, în sumeriană, în primul rând, denumirea Anunnaki este o denumire sumeriană, din perioada Sumerului, da? Și se traduce, fiindcă s-a descoperit traducerea limbii, deci s-a făcut traducerea limbii sumeriene, se știe alfabetul lor, se pot traduce foarte clar tablițe, tot ce s-a găsit în sumeriană, deci fără dubii și o fi, nu fi asta, o scrie, nu scrie asta. Se știe deci foarte clar ce înseamnă termenul Anunnaki, că s-a tradus și înseamnă cei ce din cer au venit. Asta înseamnă. Este o descriere, nu este, cum mai spune, terian. Sau, da, terian, că noi suntem terieni. Înseamnă cei ce din cer au venit, adică extraterestrii, da? Și nu numai, că aici vreau să ajung. Cui au dat ei denumirea că, dacă termenul e din Sumer, din perioada sumeriană, deci în Sumer, adică înainte de Egipt, Sumerul a fost undeva, acum larg vorbind așa că asta chiar e din istorie și puteți și voi să vedeți,